Conform scenariului, la ieșirea din orașul Balj s-a produs un incendiu la un autocamion care transporta substanțe periculoase. Din cauza fumului dens a avut loc un accident între două autoturisme și un microbuz. 15 persoane au fost rănite, două dintre acestea fiind în stop cardiorespirator. A fost o adevărată mobilizare de forțe, zeci de echipaje de intervenție ajungând imediat la fața locului. Pompierii desfășoară periodic astfel de exerciții demonstrative, care au ca scop pregătirea lor pentru intervenția într-o astfel de situație.